Salutare, dragii mei! Astăzi vorbesc despre zodia leului reprezentată în tarot. Această zodie este de foc, de natură masculină și este un semn fix. Și leul este stăpânit de soare. Nativii acestei zodii au nevoie de vizibilitate, de a fi admirați pentru calitățile lor și pot avea un rol motivațional în grupurile în care sunt implicați. În varianta lor ideală sunt persoane generoase și au un talent pedagogic deosebit și se descurcă foarte bine în preajma copiilor. Elementul foc se regăsește în tarot prin culoarea roșie și prin arcanele minore de băte. Bătele reprezintă pasiunea, motivația și forța interioară, încrederea în propriile forțe, inițiativa, acțiunea, planurile ambițioase. În tarot, această zodie poate fi reprezentată fie de arcane majore, în acest caz forța și soarele, și de arcanele minore, regele și regina de băte, valetul de băte, asul de băte și arcanele de băte 5, 6, 7 și 8. Să le luăm pe rând. Arcana majoră, forța sau puterea. Această arcană ne înfățișează o femeie îmblânzind leul, prin determinare și putere interioară, de a-și controla propriile instincte și animalitatea, cum ar veni, bestia din ea. Are o rezistență și o persistență remarcabile, este echilibrată cu răbdare și perseverență. Există o dedicare pentru drumul ales, o asumare a propriului destin. Când această arcană apare în etalare, arată că există o motivație puternică care vine din interior, o voință puternică și determinare. Persoana nu este obsedată de control, ci are abilitatea de a influența și a convinge prin prezența și atitudinea sa. Mulți se pot păcăli prin faptul că subestimează forța persoanei respective. Se știe că în momentul când cineva este subestimat, deja acela a câștigat lupta, dacă există vreo luptă. Această arcană îndeamnă la îmblânzirea instinctelor, mai bine zis la educarea lor, pentru a evita reacția abruptă prin emoții nepotrivite și prin canalizarea puterii interioare în activități utile și constructive. Este normal ca în anumite situații să apară sentimentele de furie, tristețe, vinovăție sau rușine. Cu toate acestea, ceea ce faceți cu aceste emoții face diferența. Deci contează atitudinea. Iertarea, iubirea și compasiunea fac marea diferență între bestia și omul din noi. Arcana majoră, soarele. După cum se știe, leul este stăpânit de soare. Soarele reprezintă succesul, strălucirea și abundența. Oferă putere și îți spune că indiferent unde te duci sau ce faci, energia sa te va urmări și îți va aduce mai lucruri bune. Oamenii sunt atrași de tine pentru că poți vedea întotdeauna partea luminoasă, să aduci o astfel de căldură în viața altor persoane. Această energie frumoasă și caldă este ceea ce vă poate ajuta să treceți prin vremuri grele și să vă ajute să reușiți. De asemenea, arată că vă aflați într-o poziție care puteți împărtăși celorlalți propriile calități și realizări. Întotdeauna radiem ceea ce ne reprezintă și ce suntem noi. Da. Dacă treci printr-un moment dificil, soarele îți aduce mesajul pe care l-ai așteptat, că lucrurile se vor îmbunătăți. Soarele te conectează la puterea ta, nu cea egoistă, condusă de frici, ci energia abundentă, interioară, care radiază. Soarele din arcanele reflectă un moment în care vă puteți aștepta să experimentați o creștere a energiei fizice, a vitalității și a tot ceea ce vă bucură în propria viață. Aduce entuziasm, bucurie și o sănătate bună. Când vine vorba de arcanele minore, combinația dintre numărul 5 și băte aduce multă energie, acțiune, dar și agitație care se manifestă în exterior, prin competiție, poate să fie și agresivitate. În etalări aduce
informația că persoana nu este susținută, că e de capul lui singur pe cont propriu și va face tot ceea ce e posibil ca să reușească. Pe de altă parte, poate să aducă și certuri, pentru că agitația și competitivitatea poate să aducă conflicte. Dacă este ceva bun de asta, cu atât mai frumos. Dar depinde de fiecare care este implicat în acea discuție, să zicem. 6 de băte. Aici se ajunge la un punct în care ar trebui să ne bucurăm de realizările noastre, să le punem în valoare. Este momentul ca persoana să se promoveze, să se implice în activități sociale. Nu numai pentru a se lăuda pentru ce a făcut, că până la urmă e normal să fii mândru dacă faci chestii bune, dar și pentru a-și asigura o poziție solidă pentru viitor. Pentru că această persoană are planuri mari, are proiecte, vrea să le realizeze și e conștient că nu poate să facă de unul singur acest lucru. 7 de băte luptă tot pentru poziția sa, dar în acest caz are o conotație mai negativă. În acest caz, persoana se simte atacată sau subapreciată, marginalizată, consideră că oamenii din jurul său îi împiedică ascensiunea, dar nu e clar cine face chestia asta, așa că nu are încotro și se luptă cu toată lumea. Ceea ce duce la oboseală excesivă, o risipire a energiei și cu rezultate spre zero. Deci, foarte important ce face această persoană cu energia ei. 8 de băte. 8 de băte exprimă graba, nerăbdarea și timpul scurt pe care îl avem la dispoziție. Anunță că un eveniment important se va petrece foarte curând, care va schimba poziția în care se află persoana respectivă. În anumite cazuri poate să arate și o frustrare. Persoana este gata să pornească la drum, dar alte persoane sau elemente din jur îl împiedică să facă acest lucru. Despre restul arcanelor de băte, regele și regina de băte, valetul, asul, am mai vorbit și în vlogurile anterioare, așa că nu o să mai insist pe ele, puteți să ascultați din celelalte vloguri. Le puteți viziona apăsând pe vlogurile de final de la această prezentare. Până data viitoare, vă doresc numai soare în suflet și bucurie. La revedere!